nu mi se pare corect înjumătățirea punctelor. Așa. Nu. Pentru că dacă era de la bun început, da, înainte de începerea campionatului, să fie stabilit acest program, da, ok. Dar în cursul campionatului să schimbi, să înjumătățești punctele, mie nu mi se pare corect. Deci chiar dacă doresc binele Rapidului, doresc foarte mult să promoveze, bine, și până la urmă, e o diferență din primul loc cu UTA față de 5 puncte sau... Da, 5 puncte. Da. Se poate întâmpla orice. Vă dați seama că pentru cei de la UTA care au muncit foarte mult, un tur de campionat, au câștigat pe teren, au câștigat corect, chiar cu un joc foarte bun, cu un antrenor tânăr chiar foarte valoros, care a obținut rezultate foarte bune, e frustrant, nu? Când muncești și pentru jucători, ți se înjumătățesc punctele. Dar astea sunt deciziile. Vă dați seama că acum interesul e mult mai mare pentru noi, cei care urmărim din fața televizorului, nu să vedem ce se va întâmpla. Pentru că există și riscul, da? Să fim serios, există și riscul ca UTA Arad să pierdă promovarea. Da, da. Adică dacă pierde primul meci... joacă prima etapă acasă, da, cu... Stai că zic imediat că nu mai știu pe de rost. Chiar cu o echipă bună. Cu Petrolul. Vă dați seama că dacă UTA începe prost, da, chiar și un rezultat de egalitate... Deci Petrolul, dacă câștigă cu UTA, se duce la 3 puncte. Da. Deci următorul meci, dacă mai faci un pas greșit, deja cazi. Deci se poate schimba. Da. Foarte rapid.